Și vreau să spun că lui Cristi din America că l-așteptăm acasă, începem telenovela, să filmăm cu persoanele publice la mine acasă, o să vină Cristi din America și l-așteptăm, m-a sunat, a zis Cristi că vine mamă să facă telenovela împreună cu noi aici. E bine că da, a zis Cristi că îi dă și mașina, l-ajută și apartamentul tot, auzi. Și vrea să vină să intre și el în telenovela noastră, să facem bine, contract. Bine, l-așteaptă, ia cum frate cu el, că numai el este șoferul prieteniat. Da, ia salută pe Cristi din America. Salut, Cristi! Cristi, am vorbit cu Leo, numai tu am spus să nu caut altul șofer, că tu ești șoferul lui preferat și omul lui care umbri cu el și filmează. Și trebuie să înceapă telenovela și făcăm un telenovela. Da, să înceapă telenovela și umbri cu Leo. Ai auzit, Cristi? Și îți mulțumim mult, Cristi, că tu ai fost alături de noi când era fratele meu da, în spital. Leo, chiar tu ești prieten adevărat, ești prietenul familiei, poți să vii la noi când vrei, poți să faci tot ce vrei. Și mulțumim lui mamă ta, lui mama ta, care e o femeie gospodină, în brațe de ea ce găsește. Mamică ta, să-i ia Dumnezeu sănătate, că e o gospodină. Și o invităm și pe aici la noi la șapte. Da, să vină și ea la șapte. Ai auzit, Cristi, să vii cu toată familia ta la Cșatra aici, pentru că te primim, că tu ești prieten adevărat, ești prietenul familiei, ai fost alături de noi înainte, când eram la suferință cu fratele meu, tu ai fost alături de mine și de familia mea. Dumnezeu să-ți dă sănătate și să vii mai repede acasă, să începem telenovela. Patru zile să vezi Igoana sus aici. Mamă, dar ce mare e! Dai să văd unde s-a dus. Mamă, că aia era, dar unde e? S-a urcat sus de tot până a luat. Nu, vreau pe aia mare. Tu știi cât de mare era? Pe cuvântul meu, altfel nu mă opream. S-a dus... Pe oprind. Să bag în sac. Stai așa. Bă, trebuie să o băd, unde s-a dus? Gata, am găsit-o. Da, o văd acolo. Dar e sus de tot, Ana. Am spus și ochelari. Stai așa. Dacă vă uitați atenți, eu o văd de aici, pe Igoană. S-a urcat sus de tot acolo, unde e cu verde acolo. Nu știu cum să arăt pe cameră, că o văd. Nu o văd acolo. Stă, ne aruncă ceva acolo. N-am păcălit. Cât de mișto sunt palmierii ăștia. Ok, tot mai bine de plecat acum. Uite ce e acolo. Adică și acolo e o piscină. Foarte mișto aici, în zona asta. Hollywood Park, apartamente astea. Uită mașina. Uitați cât de mișto e încolo, așa.
Am văzut și Igoana mai înainte. Nu știu cât am prins-o pe cameră, că s-a dus cu viteză până vârful copacului. Sunt multe igoane aici, două am văzut până acum. De alea verzi. Am văzut și filmarea care a făcut-o, Olga cu patroana. Spunea Olga că, mă așteaptă să facem telenovela și patroana repede că eu sunt cel mai bun șofer pentru Leo. Patroana, pe șoferul lui Leo e pintea din câte am observat. Eu n-am cum să fiu șoferul lui Leo. Dacă umblăm împreună o să mergem cu mașina mea, ne plimbăm, vedem pe unde mergem, facem treburi. Dar asta nu înseamnă că eu mă duc ca șoferul lui Leo, niciodată. Ca prieten, da. Pentru că atunci când te duci ca șofer, înseamnă să fii plătit patroană și eu nu vreau să mă plătească nimeni. Eu dacă fac lucrurile din prietenie, nu din interes, cum fac alții și altele, ca să nu mai dau nume. Deci așa da. Oricum, o să ne vedem în România, să vedem ce și cum și pe unde se poate. Hai, bam bam. Templu aici în dreapta. Așa cred că sunt papagali de aia. Papagali de Miami. Uitați cât de mișto. Vreau să fac un TikTok așa, pam pam. Aici cât de mișto. Vă arăt și vouă, prietenilor care apreciați efortul meu. Uitați, luci de cocos acolo. La un moment dat o să vină strada Washington și o să facem dreapta spre ocean. Miami, Hollywood. Mamă, câte nu sunt acolo. Ia uitați. Cât de mișto. Aici ar trebui să faci în dreapta. A, să mă uit pe GPS. Cât de frumos. Jungle. Zuzel, ai un leagăn aici, Zuzel. Hai. Trico. Yeah. Aici că îi place de mine, a zis. Da, a spus că taine șer. De mine îi place. Și a mea nu-i place de Hawaii.
Zuzel, te duc într-un loc unde n-ai mai fost, Zuzel. Zuzel, eu te-am păsat cu bicicleta, dar te-am păsat cu bicicleta. Hai! Ce nice! Bă, ești nebun cu umbrele, cu stegulețe. Oameni primitivi aici, primitivi, auzi, primitori. Primitivi, sunt și primitivi. Normal. Zuzel, vino până aici că nu mai avem trotuar, Zuzel. Ne oprim aici că nu mai avem trotuar, Zuzel. Acum mergem? Pe partea cealaltă. Pe care parte? Stai să treacă ăsta cu mașina. Hai pe aici, Zuzel. Nu, hai să vedem unde facem dreapta, să mai filmez și eu pe aici. O luăm pe aici, pe sens invers, pe... dacă vine mașina, le dăm la o parte. Trotuar e pe stânga, dar pe dreapta nu mai e. Păi știu, îți dai seama. Așa, să iau o nucă. Dar și iar nucă, băi, să-ți pic. Da? Cactus aici. Da? Hai, Zuzel, acasă. Asta e casa noastră, Zuzel. Uite. Te-am zis să nu mai parchezi așa? Parchează și tu cum trebuie. Parcat așa, aiurea, mașina. Pune-și tu mașina, bagă-o în garaj, că e soare, tu-l vezi? Da. Uite aici. Zuzel. Zuzel, auzi, Zuzel. Facem dreapta aici, Zuzel, la Washington. Ia să vezi ce frumos e aici. Da, uite, Porsche, Porsche. Dreapta, aici. Dreapta. Fii atentă la mașini, Zuzel. Hai cu mine, vină cu Zuzel. Hai, vină cu peste 250 de metri, stânga. Luați-o la stânga pe South Tirtent Avenue. Ok, gagico. Cutie poștală, Zuzel. Zuzel, mă pe partea aia, fac un TikTok. Și înainte, faci după mine când e. Mergi înainte. Ce frumoși sunt ăștia, Zuzel. Hai, vină pe stânga aici, că vine mașină mare. Zuzel. Vezi când ne ocolesc ăștia? Nu e trotuar, Zuzel, aici. Nu e. Stăm cât mai pe margine, vezi că vine mașina. Asta nu se dă la o parte. De fapt, era o asta. Stai așa, că o să mă uit după aia. Vreau să prind și eu zona asta, că îmi place. O, ce frumos e aici, Zuzel! Uite ce frumos e aici, Zuzel! Uite, Zuzel în dreapta! Uite, mișto, tata! Jungle!
Ați observ că avem trotuar aici. Aici. Uite, pe ăsta l-a tăiat. Uite zuzel aici. Ia uite pe ăsta ce mișto e. Uite, ia și tu un fruct de acolo, ce e ăla? Uite și cactus. Da, uite cactus și aici. Aha. E frumoasă casa asta. Dar uite ce frumos e aici. Ăla nu e oceanul. N-are cum. Ia uite ce frumos e zuzel aici. Ce frumos e casa asta. Deci nu pe asta, pe următoarea facem dreapta, Zuzel. Eu sunt ghidul tău azi. Șopârle, șopârlițe, ia uitați, de-alea mici, dacă vă uitați bine, le veți vedea. Dreapta o să fac aici. Uite, am văzut și o beberiță mai încolo. Zuzel, sunt beberițe aici. Uitați-le acolo. 100 de metri, luați-o la stânga pe North South Lake Drive. Aici. Hai, repede. Bagă tare că vine mașina. Nu te bagi? Minunăție, tată. Paradis. Paradisul în direct. Ia uitați aici. Așa ceva doar în filme vezi. Cum stau oamenii ăștia aici. În bogăție, tată. Pe cuvânt. Oameni cu bani, oameni care se respectă. Hai să pun GPS să văd unde trebuie să fac stânga, sigur. Autobuzul, busul. Pentru elevi. Și vreau să spun că lui Cristi din America că l-așteptăm acasă, începem telenovela, să filmăm cu persoanele publice la mine acasă, o să vină Cristi din America și l-așteptăm, m-a sunat, a zis Cristi că vine mamă să facă telenovela împreună cu noi aici. E bine că l-ai spus. Da, a zis Cristi că îi dă și mașina, l-ajută și apartamentul tot, auzi. Și vrea să vină să intre și el în telenovela noastră, să facem contract. Bine, l-așteaptă, i-am spus, frate, că vine.
că numai el este șoferul prietenului. Da, ia salută pe Cristi din America. Salut, Cristi. Cristi, am vorbit cu Leo, nu m-a spus să nu caut altul șofer, că tu ești șoferul lui preferat și omul lui care umbri cu el și filmează. Și trebuie să începe telenovela și pot omul telenovela. Da, să înceapă telenovela și umbri cu Leo. Ai auzit, Cristi? Și îți mulțumim mult, Cristi, că tu ai fost alături de noi când era fratele meu, da, ajutat, la spital. Chiar tu ești prieten adevărat, ești prietenul familiei, poți să vii la noi când vrei, poți să faci tot ce vrei. Și mulțumim lui mamă ta, lui mama ta, care e o femeie gospodină, în brațe de acele chestii. Mamică ta, din să-i dea Dumnezeu sănătate, că e o gospodină. Și o invităm și pe aici la noi la șapte. Da, să vină și ea la șapte. Ai auzit, Cristi, să vii cu toată familia ta la șatra aici, pentru că te primim, că tu ești prieten adevărat, ești prietenul familiei, ai fost alături de noi înainte, când eram la suferință cu fratele meu, tu ai fost alături de mine și de familia mea. Dumnezeu să-ți dă sănătate și să vii mai repede acasă, să începem telenovela.